Pământul se cutremurase, s-a întunecat în miezul zilei, când pe Golgota Iisus murise. Iisus împăratul milei, când pe Golgota Iisus murise. Iisus împăratul milei. Apostoli și mironosițe cuprinși erau de-un singur dor, de a lua sfintele moaște și-a le-ngropa în legea lor, de a lua sfintele moaște și-a le-ngropa în legea lor. Maria Magdalena însă, cea credincioasă lui Iisus, a înroșit un coș cu ouă și-n cinste lui Pilat le-a dus. A înroșit un coș cu ouă și-n cinste lui Pilat le-a dus. Pilat uimit de-așa minune, uitându-și gândurile rele, a zis Mariei Magdalena să ceară ce o vrea pe ele. A zis Mariei Magdalena să ceară ce o vrea pe ele. S-a îmbujorat mironosița și hotărâ să-l roage încet, de mie de pe cruce trupul al lui Iisus din Nazaret, de mie de pe cruce trupul al lui Iisus din Nazaret. S-a tulburat Pilat o clipă, apoi s-a hotărât să-l deie, apoi s-a hotărât să-l deie, să nu se teamă de-o femeie. Apoi s-a hotărât să-l deie, să nu se teamă de-o femeie. Mironosița învingătoare cu doi apostoli mai străini au pus într-un mormânt de piatră pe cel încununat cu spini. Au pus într-un mormânt de piatră pe cel încununat cu spini. A fost închis apoi mormântul și piatra s-a pecetluit, dar cel ce le-a împlinit cuvântul în peșteră n-a fost găsit. Dar cel ce a împlinit cuvântul în toată slava